Domnișoara doctor Stănescu, ce v-a determinat să vă alegeți specialitatea de diabet, nutriție și boli metabolice? A fost ceva ce v-a atras în mod deosebit? Sunt norocoasă să fac ceea ce îmi place. Mi-am ales această specialitate cu gândul că voi putea ajuta oamenii care suferă de diabet, zahărat și obezitate, însă mi-ar fi plăcut să fiu și psihiatru, pentru că sănătatea unui om se citește și pe fața sa. M-a pasionat psihologia, să învăț să citesc fizionomiile pentru a deduce dacă cel din fața mea are o suferință. Pacienților mei, fie copii, fie adulți, le induc prin comunicare, prin deschiderea mea, o stare de bine, sugerându-le să ducă o viață echilibrată. De aceea eu comunic cu pacienții mei, copiii în cazul de față, chiar dacă mi-au un timp din programul meu de lucru, nu de puține ori rămân în cabinet și peste program. Medicina, în general, în orice specialitate, înseamnă vocație, perseverență și dragoste față de oameni. Medicul trebuie să iubească oamenii și în special pe cei cu tare de orice natură. Medicul trebuie să fie permanent disponibil celorlalți, să-și sacrifice chiar și timpul liber. Am considerat că munca de medic este onorantă și incumbă perseverență, prin studiu actualizat și asidu. Viața nu trebuie trăită cu parcimonie, trebuie trăită din plin, cu poftă de viață, dar nu și cu poftă de mâncare excesivă. Care sunt cele mai mari riscuri nutriționale la care sunt expuși copiii din zilele noastre? Deficiențele nutriționale pot apărea la copiii care nu au o dietă echilibrată, aport inadecvat de fibre, vitamine și minerale, pot apărea obezitatea, diabetul zahărat, tulburări de comportament, de somn, tulburări de concentrare la școală, constipația, cariile dentare. Care este legătura dintre alimentația incorrectă și apariția diabetului la copii? Obezitatea este unul din factorii de risc importanți în apariția diabetului zahărat. Consumul crescut al alimentelor bogate în zahăr și grăsimi nesănătoase, dar și sărace în fibre, aduce corpului nostru o cantitate prea mare de energie, care favorizează creșterea în greutate, în lipsa unei activități fizice corespunzătoare. Aici amintim produsele cu adăuz mare de zahăr, cum ar fi dulciuri și sucuri, dar și cele bogate în sare, chipsuri, sticks-uri, covrigei, bineînțeles produsele de patiserie și cofetărie, dar foarte dăunătoare sunt și produsele tip fast food, junk food și alimentele prăjite în ulei. Ce greșeli fac părinții în privința alimentației copiilor în cazurile când se ajunge la obezitate sau la diabet? Obiceiurile alimentare învățate în copilărie au impact și în viața de adult. Așadar, părinții au un rol foarte important în a încuraja și învăța pe copii să facă alegeri sănătoase. Trebuie stabilite și acasă, dar și în afara casei, reguli cu privire la o alimentație sănătoasă, iar părinții trebuie să fie un exemplu pozitiv în această direcție pentru copii. În general, copiii sunt cei care mă impresionează cel mai mult. Este greu să auzi din gura unui copil că nu îi place de el sau că îl deranjează colegiul de pe burtică sau că s-au fost batjocorit la școală, nu a putut efectua un exercițiu fizic la orele de sport sau i s-au pus porecle. De multe ori, părinții află acest lucru de la copilul lor chiar în cabinetul medical. Ne confruntăm în ultimii ani cu o schimbare majoră a alimentației. Domnișoara doctor, știm că dulciurile reprezintă un punct vulnerabil în alimentația fiecărui copil. Ar trebui excluse complet din alimentația copiilor? Cât dulce este suficient pe zi? Complet nu pot fi excluse din alimentația copiilor, însă trebuie consumate cu moderație și nu zilnic, iar dulciurile din comerț ar trebui înlocuite cu dulciuri făcute în casă, prăjituri, plăcinte, făcute mai mult cu fructe și mai puțin cu creme, făcute cu făină integrală sau de secară, cu fulgi de cereale, cu fructe uscate pentru a înlocui zahărul sau poate a folosi foarte puțin. Alternativa sănătoasă la zahăr sunt fructele, care conțin vitamine și fibre, pentru o dezvoltare corectă a copilului. Cum ar trebui să arate un mic dejun complet și sănătos pentru copii? Micul dejun este cea mai importantă masă din zi, cea care îmi dă energie pentru prima parte a zilei și care se consumă primul. Este și o zicală. Micul dejun îl mănânc singur, prânzul împart cu prietenii, iar cina o dau dușmanilor.
Un mic dejun sănătos trebuie să conțină cereale, pâine integrală, fructe, legume și putem asocia proteine, cum ar fi ou, lapte, brânză și carne slabă. O variantă bună pentru a îndulci este mierea. Educația nutrițională este aproape inexistentă în școli. Credeți că ar trebui introdus un curs de educație nutrițională, măcar o oră pe săptămână? În ceea ce privește instituțiile statului, școlile, pentru că numărul de persoane care suferă de obezitate este în creștere an de an, este nevoie de prevenție, educație și alocare de resurse atât materiale cât și umane. Susțin introducerea în programa școlară a orelor de educație pentru sănătate, în care copiii să învețe care sunt alimentele sărace din punct de vedere nutritiv și cele bogate din punct de vedere caloric. Înainte de pandemie, obișnuiam să merg deseori în perioada săptămâna altfel, să le vorbesc copiilor despre ce înseamnă o alimentație sănătoasă și ce rol important are sportul în viața acestora. Îmi plăcea că erau activi și receptivi la acele ore și cu siguranță voi continua și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag oricând!